Dumnezeule, cel ce tainic domnești în toate cele văzute și nevăzute, cel ce ești veșnic, dar și fără de început, și cel ce cu voia ta m-ai făcut să cunosc minunea vieții. Ajută-mă, Doamne, și astăzi, și sprijină-mă, căci vreau ca prin vorbe, gânduri și fapte creștinești să înlesnesc împlinirea lucrării tale pământești. Eliberează-mi cugetul și inima de toate grijile ce caută să mă țină în loc și să mă împiedice să devin tot ceea ce Tu vrei ca eu să devin. Și fie ca această zi să fie ziua în care mă vei binecuvânta cu miracolele tale și cu iubirea ta cea îndelung răbdătoare și mântuitoare. Amin. Dumnezeule, cel ce iubești pe cei ce nu calcă legea ta și cel ce întorci din rătăcire pe cei ce se leapădă de tine, primește-mă și astăzi înaintea ta, căci nădăjduiesc în al tău ajutor și în a ta blândă mângâiere. Nu mă uita pe mine, Doamne, atunci când vei alege pe cei pe care să-i bucuri astăzi cu ale tale sfinte binecuvântări, și învrednicește-mă cu tărie sufletească pentru ca să pot trece ziua în bunăstare, în curăție și în bună cuviință. Nu mă lipsi de îndrumarea ta, căci vreau să duc la bună împlinire cele ce mi-ai dat să împlinesc și cele de trebuință trupului și sufletului meu. Și să lășluiește Tu, Doamne, în gândul meu în tot ceasul acestei zile. Umple-mă, Doamne, astăzi de bucuria Ta, cea fără de margini. Mântuiește-mă de sfatul rău și de gândurile cele deșarte, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și cârmuiește-mă Tu, Doamne, înspre împlinirea voii Tale și înspre ale Tale minuni. Amin.